ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi am revenit cu episodul 2 din Clona Perfectă pentru sezonul 2, sezon în care avem ca parfum original pe Tresor de la Lancôme, un parfum destul de puțin clonat, dar am găsit totuși câteva, iar pentru astăzi l-am ales pe Vanity de la brandul Iodeima. Eu v-am mai vorbit despre acest brand, dar am să vă spun și acum că ei se ocupă cu crearea de parfumuri inspirate din parfumurile de brand. Ei fac acest lucru asumat, spunând că parfumurile lor sunt inspirate, dar nu sunt fake-uri, pentru că atât sticluțele cât și denumirile lor sunt cât se poate de diferite. Parfumurile lor se comercializează în farmaciile fizice, cât și în cele online și cred că și pe alte site-uri, cum ar fi eMAG. Acum, haideți să trecem la comparație, apoi am să vă spun câte ceva despre fiecare parfum în parte. Am aplicat ambele parfumuri pe câte o încheietură, ambele intră direct în note, fiind identice și non-alcoolice. Nu se simte nici măcar o urmă de alcool în niciunul dintre ele. Vanity este mai puternic ca și intensitate și de la un singur puf mi-a lăsat încheietura uleioasă, ceea ce mă face să cred că are o concentrație ridicată de parfum. Dar mirosul este identic și cred eu că este foarte ușor de confundat, adică pentru mine a fost destul de ușor să le confund. Însă am observat o chestie foarte ciudată, intensitatea lui Tresor are fluctuații, după 30 de minute mult mai intens decât inițial, ajungând la aceeași intensitate cu Vanity chiar. Mirosul a rămas identic, timp de 4 ore nu s-a schimbat absolut nimic, după 4 ore Tresor a dispărut complet, iar Vanity fiind exact ca la aplicare. Sincer, nu știu exact care este faza, sunt la a doua comparație, l-am testat și singur și acest parfum Tresor insistă să nu persiste pe mine, ceea ce nu mă încântă, că na, totuși este un parfum scump de la care aș avea pretenția să persiste măcar 8 ore. Am spus și în episodul trecut, pentru care vă las link în bara de descrieri, că acest parfum este puternic, cu personalitate, pe care mi se destul de greu să-l descriu, din cauza faptului că e o amestecătură de note, așa, foarte multe note. Dar eu personal îl simt ambrat, dulce, cu o notă ușoară de detergent de rufe Savex. Sincer, nu mă oftic că nu persistă pe mine, că oricum nu e parfumul pe care să-mi doresc să-l miros tot timpul. E un miros ok și pentru puținele momente în care aș vrea să miros așa, chiar pot apela la această clonă care, by the way, este mai reușită din punctul meu de vedere. Vanity nu este singurul parfum de la Iodeima pe care eu l-am încercat, iar ceea ce eu am încercat nu m-a dezamăgit. Acesta s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele, care, să vă zic sincer, erau destul de mari. Concentrația de parfum sau esență sau orice-o fi este foarte ridicată, că v-am spus pățania cu încheietura uleioasă, siajul este extraordinar de bun, învăluie încăperea și rămâne impregnat chiar și pe o persoană dacă o îmbrățișezi pe pat și chiar în aer, în aerul din urma ta. Cred că notele puternice ajută foarte mult. Persistența este mai mult decât ok, pe mine persistă cu succes 10-12 ore liniștit. Din punctul meu de vedere este o clonă foarte reușită a lui Tresor, poate fi și clona perfectă, dar asta bineînțeles că vom vedea la final, pentru că mai am și alte clone de testat. Eu îl recomand cu drag atât persoanelor care nu își permit sau nu vor să investească în parfumul original, cât și celor care folosesc Tresor și vor să facă o mică economie, dar mai ales celor care au ghinionul să iubească Tresor, dar pe care să nu persiste deloc sau prea puțin. Dacă nu le porți în tandem și nu ești un guru al parfumurilor, șansele să-ți dai seama că Vanity este doar o clonă sunt foarte mici. Chiar și dacă le porți în tandem, ai șansa să le confunzi dacă uiți pe ce încheietură l-ai dat pe ăsta sau pe celălalt. Dacă ești pasionată de parfumuri, merită să le ai pe ambele în colecție, pentru a le alterna așa din când în când, să mai faci o mică economie. Dacă nu ai o pasiune pentru colecțiile de parfumuri, atunci unul e suficient și dat fiind faptul că diferența de preț este semnificativă din punctul meu de vedere, eu aș sugera clona. Bineînțeles, nu vorbesc despre susținerea brandului, că asta e o altă poveste, când în mod conștient plătim un preț mai mare doar că e marca X și avem noi o slăbiciune pentru ea.
am și eu momente de astea, dar dacă nu suntem cu susținut brand și alte chestii, clona este mai mult decât perfectă. În concluzie, da, recomand acest parfum ca fiind o clonă mult mai bună decât originalul, asta din experiența mea. Persoane din anturajul meu l-au achiziționat și nu au fost dezamăgite, chiar au luat și alte parfumuri de la acest brand. Acum eu nu mai lungesc vorba pentru că v-am spus deja tot ce era de spus. Mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi părerile voastre dacă ați încercat acest parfum, dacă ați încercat Tresor, ce părere aveți despre ele, orice are legătură cu aceste parfumuri, mi-ar plăcea să discutăm în comentarii mai mult pe această temă. Eu vă mulțumesc de vizualizare, nu uitați să vă abonați acestui canal dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și vi s-a părut util ceea ce v-am spus și la fel, să ne auzim în comentarii. Vă pup, pa, pa!